Iubiți credincioși, ne aflăm în Duminica a treia din Postul Mare, zi în care Biserica noastră strămoșească ne pune înainte cinstirea Sfintei Cruci și urmarea lui Hristos în drumul spre mântuirea noastră. Acum, la jumătatea postului, se ridică crucea lui Iisus Hristos, care cu brațele ei ne umbrește pe toți, ne îmbrățișează pe toți, ridicându-ne să privim înainte spre lumina Sfintei Învieri. Și precum un călător ostenit în cale, ajungând la un copac umbros, se oprește să se odihnească, tot așa și noi, care săvârșim călătoria Sfântului și Marului Post, să facem un post duhovnicesc lângă Sfânta Cruce, pe care o prăznuim, cugetând la mulțimea și adâncimea tainilor pe care le cuprinde ea. Bucură-te, cruce, ușa tainilor! Așa auzim la acatistul crucii. Iar Marele Părinte al Bisericii, Sfântul Maxim Mărturisitorul, spune că cine a aflat taina crucii, acela a înțeles adâncul tuturor scripturilor. Dar ce taină ascunde Sfânta Cruce? Să o întrebăm pe ea. Crucea este semnul omului, căci omul este făcut după chipul crucii. Un om, dacă stă drept și își întinde mâinile orizontal, se arată ca o cruce desăvârșită. Dar nu este numai atât. Pe cruce a fost răstignit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a murit pe ea pentru mântuirea noastră. De aceea este și semn dumnezeesc, semnul Fiului omului. Crucea semn omenesc și crucea semn dumnezeesc. Iată două din tainile Sfintei Cruci. Frați creștini, de ce oare a făcut Dumnezeu pe om în chipul crucii? Ne-o spune însă și înțelesul celor două linii care formează crucea. Căci crucea este întretăierea a două linii, una verticală și una orizontală. Linia orizontală a crucii este linia pământului, iar linia verticală este linia cerului. Ce ne spune aceasta? Că omul este ființă pământească, fiind făcut din pământ și trăind pe pământ, și totodată este ființă dumnezeiască și cerească, având nu numai trup, ci și suflet, suflare dumnezeiască. Aceasta este crucea alcătuirii omului, dar viața omului pe pământ este trecătoare. El trebuie să moștenească cerul unde va trăi veșnic. Cum se face acest lucru? Tot crucea ne arată. Omul se mântuiește prin ostenerile sale pământești, cu credință și fapte bune, ajutat de puterea primită de sus de harul dumnezeiesc. Lucrarea omenească este linia orizontală, iar lucrarea dumnezeiască este linia verticală și împreună alcătuiesc crucea, crucea mântuirii noastre. Dar noi știm că din pricina păcatului, mântuirea se agonisește cu greutate, faptele bune se săvârșesc ca nevoie, viața omului pe pământ este presărată cu necazuri, cu suferințe și se încheie cu moartea. Și fiindcă omul a folosit crucea ca unealtă de tortură și de moarte, în timpurile vechi, răstignirea pe cruce era o pedeapsă obișnuită, de aceea și crucea a devenit semn de suferință, de osândă și de moarte. Mântuitorul spune ucenicilor săi, în lume necazuri veți avea, iar apostolul zice că cu multe scârbe se cade a intra în împărăția cerurilor. Pe calea mântuirii, deci, tot omul trebuie să-și ducă crucea sa, pentru ca fiecare are o cruce, potrivit cu viața și încercările ei. De aceea și Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de azi ne spune că cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și așa să-mi urmeze.
Cuvântul lui cheamă, nu silește, face apel la voința și la conștiința noastră. Crucea, semn omenesc. Ea ne arată că suntem alcătuiți în cruce, că ne mântuim prin cruce și numai purtând o cruce, pe care până la urmă trebuie să ne și răstignim și să murim, iar crucea să ne străjuiască mormântul. Viața omului pe pământ, deci, este o viață de cruce. Tristă soartă, va zice cineva, dar să nu ne grăbim. Am spus că de când Hristos a răstignit pe cruce, crucea a devenit semn dumnezeiesc și noi știm de ce a și murit Hristos pe cruce și El însuși ne-a spus. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat pentru ea. Deci crucea este semnul dragostei nemărginite a lui Dumnezeu față de om. Fiind sfințită cu scump sângele Său, crucea are însăși puterea lui Hristos. Prin ea a fost omorâtă moartea și biruit iadul. Prin ea a fost liberat de păcat tot neamul omenesc. Crucea este astfel darul cel mai de preț pe care ni l-a dat nouă Hristos. Când a rânduit Domnul Sfânta Euharistie la cina aceea de taină, a spus ucenicilor Săi, să faceți aceasta într-o pomenirea Mea. Și când s-a răstignit pe cruce, El ne-a dăruit crucea. Aceasta să o aveți în amintirea Mea. În amintirea dragostei Mele pe care Mi-am dat viața pentru voi. De aceea și voi, Mântuitorul, să moară răstignit pe cruce cu brațele întinse, ca să ne arate că El de-a purul Său cu brațele deschise, gata să ne cuprindă, să ne îmbrățișeze dacă ne întoarcem la Dânsul. Crucea, semn dumnezeiesc. Sceptrul lui Hristos, semn de putere și întărire, semn de biruință asupra morții și asupra diavolului, izvor de putere dumnezeiască. Mare este puterea crucii Tale, se minunează biserica. Și cu adevărat, nemăsurat de mare este puterea și tot harul și toată puterea lui Dumnezeu o primim prin semnul Sfintei Cruci. De la naștere până la moarte și până la învierea de obște, toată viața creștinului este umbrită de cruce. Nici o taină bisericească nu se sfârșește fără Sfânta Cruce. Necontenind ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci la culcare, la masă, la lucru, când ne rugăm acasă sau la biserică, pretutindeni. O purtăm la piept toată viața, ne însoțește la groapă și ne străjuiește la mormânt, pentru ca nicăieri și niciodată, nici vii și nici morții, nu ne putem lipsi de Sfânta Cruce. Dar nu numai pentru aceasta puterea crucii este mare. Crucea, armă nebiruită împotriva răului și a diavolului. Doamne, arma asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrozește, se cutremură, nesuferind a căuta asupra ei. Ne însemnăm mereu cu semnul Sfintei Cruci ca să ne sfințim și să ne întărim, dar și ca să ne izbăvim de primejdii și de ispite, căci risipește uneltirile diavolului și ne păzește de lucrarea celui rău. Am văzut însă unii oameni care de obicei se simt jenați să facă semnul Sfintei Cruci, însă în fața unei primejdii mari lasă toată rușinea și își face cruce și zic, Doamne ajută, Doamne păzește-ne, știind că nebiruită este arma crucii. Dacă privită omenește, crucea este o osteneală, suferință, luptă împotriva răului, ispășirea păcatului, apoi prin răstignirea și moartea Sa, Domnul a dat un nou înțeles crucii. Crucea nu este semn de moarte, ci semn de viață și de înviere. Crucea Ta, Doamne, viață și înviere poporului Tău este, așa cântă biserica la Sfintele Slujbe. De necazuri și de moarte nu scăpăm aici pe pământ. Crucea nu poate fi ocolită, fiindcă fiecare trebuie să-și ducă crucea sa. Dar acum crucea nu mai este spaimă, ci o primim cu bucurie, este darul cel mai scump pe care îl face Hristos prietenilor Săi.
Crucea este putere și întărire în greutățile vieții, de aceea mucenicii așteptau și primeau cu multă bucurie chinurile, știind, pe cuvântul Apostolului, că pătimirile de acum sunt nimic față de bunătățile ce sunt pregătite în ceruri. Iar cuvioșii și pustnicii se nevoiau cu bucurie zicând că puțină este osteneala și veșnică odihna. Iubiți credincioși, aceste puține cuvinte pe care vi le-am spus ne vor ajuta să înțelegem și mai bine pricina pentru care s-a rânduit prăznuirea Sfintei Cruci în mijlocul Sfântului și Marului Post. Sfinții Părinți arată că după cum pomul vieții era sădit în mijlocul Raiului, tot așa în mijlocul Postului Mare este prăznuită și sărbătoarea Sfintei Cruci. Și datorită neascultării și neînfrânării, pentru că nu au postit și nu au ascultat de Dumnezeu, protopărinții noștri Adam și Eva au pierdut raiul, au pierdut pomul vieții. Noul Adam e Iisus Hristos, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce, ne-a readus pomul vieții. El însuși fiind pomul vieții, iar pomul vieții este Sfânta Împărtășanie. De aceea Sfântul Isaac Sirul spune că pomul vieții era Hristos și acum l-am câștigat prin Sfânta Ioharistie, în centrul căreia se amintește și se actualizează crucea, jertfa, moartea și învierea Lui. Ostenirile postului sunt un fel de răstignire, însă aducându-ne aminte de răstignirea și patimile Domnului, ne îmbărbătăm și ne mângâiem. Dacă Hristos a răstignit pentru noi, El cel Sfânt și nevinovat, cu cât mai mult suntem datori noi să ne răstignim împreună cu El, ca să și înviem și să ne proslăvim împreună cu El. Postul este amar, dar după cum Moise arunca lemnul în mijlocul apelor amare în pustie și le-a îndulcit, tot așa și amărăciunea postului se îndulcește cu puterea Sfintei Cruci. Toate virtuțile, dacă le are cineva și nu știe ce este înfrânarea, nu cunoaște asceza, acela le pierde rând pe rând, devenind un fiu risipitor. Și dacă nu, cumva va pierde și drumul de întoarcere acasă. Este și aici cazul să spunem că Dumnezeu nu ne-a cerut să postim ca să ne asuprească sau să ne oprească de la ceva care ar fi folositor vieții, ca să limiteze bucurile vieții trupești, ci El a rânduit și cere celor ce iubesc să urmeze această școală a înfrânării din dragoste pentru de om, din dragoste și prețuirea vieții noastre trupești și sufletești, din iubire părintească față de noi fiii Săi, care nu întotdeauna cerem și dorim să avem ce ne sunt de cu adevărat folositoare și care de multe ori schimbăm scopul vieții cu mijloacele întreținerii ei și cădem în cumplita eroare de a trăi în așa fel încât să ocotim mâncarea ca pe scopul ultim al vieții și zicem, trăim ca să mâncăm și nu cum ar trebui să fie, mâncăm ca să trăim. Lăcomia este un mare dușman al omului, un nesecat izvor de otravă, iar înfrânarea, postul sub toate formele lui, o mare barieră la marginea unei prăpăsti lângă care ne aflăm adeseori, o mare binefacere și un mare dascăl pentru noi creștini, o mare virtute. În vremea postului, lupta cu vrăjmașul diavolul este tot mai înverșunată și avem nevoie de mult ajutor din afară. De aceea și stăpânul și comandantul oștirii duhovnicești, Hristos, ne trimite crucea sa, armă nebiruită, de care se îngrozește și se cutremură viclenii draci. Crucea este semnul și sceptrul lui Hristos. Și precum altădată împărații, când mergeau undeva, își trimiteau înainte sceptrul și steagurile ca semne vestitoare, tot așa și împăratul Hristos, vrând să ne vestească apropiata sa sosire, biruința cea mare asupra morții, bucuria și slava învierii, ne trimite înainte sceptrul său, crucea, ca să ne bucure, să ne pregătească pentru marea sărbătoare care se apropie. De aceea, astăzi, la Sfânta Liturghie, Biserica cântă Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta slăvim.
Ne închinăm la Sfintele Patime ale Domnului, dar slăvim și ne bucurăm de învierea sa, care este aproape. Iar la scoaterea Sfintei Cruci, Biserica ne îndeamnă, veniți credincioșilor să ne închinăm lemnului celui de viață făcător, pe care Hristos, Împăratul Slavei, întinzându-și mâinile sale, ne-a înălțat la fericirea cea dintâi. Veniți credincioșilor să ne închinăm lemnului prin care ne-am învrâncit a sfârma capetele nevăzuților vrăjmași. Până la întruparea Domnului, crucea lucra în lume numai prin umbre și închipuiri. Iar de la înălțarea Domnului pe cruce, ea s-a sfințit, a primit puteri dumnezeiești, s-a umplut de daruri. A devenit scară către cer și steag de biruința creștinătății. Din clipa când crucea ca o mamă l-a primit pe Hristos pe brațele ei și l-a arătat îngerilor și oamenilor, din clipa aceea crucea înseamnă lungimea, lățimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu față de noi, oamenii. Puterea Sfintei Cruci sfințește bisericile și sfintele altare. Crucea împodobește casele creștinilor, crucea strălucește pe veșminte, pe icoane, pe sfintele lăcașuri, crucea se odihnește pe grumajii creștinilor, crucea sfințește cu însemnarea ei pe preoți, ea pogoară la noi Duhul Sfânt, cu semnul ei se prefac sfintele taine, se sfințește unde lemnul, aghiazma, icoanele, casele și oamenii. Crucea înalță la cer și coboară în iad, crucea învie pe cei smeriți și omoară pe vrăjmașii ei. Dacă atâtea daruri ne-a adus și ne vin prin Sfânta Cruce, oarecare creștin se va rușina de cruce? Dacă crucea este semnul lui Hristos și darul cel mai de preț pe care El ni l-a dăruit, semn de putere și de sfințenie, care creștin se va mai lipsi de Sfânta Cruce? Căci sunt creștini care se jenează să se însemne cu semnul Sfintei Cruci. Alții o socotesc semn de batjocură, așa cum sunt sectarii. Alții neglijează să o poarte la pieptul lor. Unii se rușinează să o facă de ochii oamenilor, iar alții o fac, dar repede și strâmb, spre a lor o sândă. Iubiți credincioși, viața noastră pământească este scurtă, plină de suferință și amăgitoare. Iar viața cerească este binecuvântată și plină de fericire, pe care o putem câștiga prin harul lui Dumnezeu și lucrarea faptelor bune. Deci să părăsim păcatele și ne orbesc și ne ucid sufletul, să ne reîntoarcem la Hristos, căci nu-i de ajuns să facem o cruce și să spunem un Doamne ajută, ci se cere o profundă înnoire duhovnicească, o schimbare a vieții. Ni se cere să aruncăm de pe ochii sufletului tina patimilor de până acum, spălându-ne la apa pocăinței, la baia spovedaniei, apoi să intrăm sub ascultarea lui Hristos și a bisericii pe care a întemeiat-o pe pământ. Să ne însemnăm, dar așa, fraților, cu Sfânta Cruce, cu credință și cu bucurie, și să o purtăm cu dragoste, ca pe darul cel mai scump pe care ni l-a făcut Hristos și să zicem, prea cinstită cruce, sfințește sufletele și trupurile noastre cu puterea ta și ne păzește de toată bătămarea potrivnicului pe cei ce se închină ție cu credință și cu dragoste. Amin.